Fostul fotbalist Răzvan Raț se declară astăzi pe jumătate ucrainean și speră să se poată întoarce la Donețk, oraș pe care îl numește acasă. Soția mea este ucraineană, este ucraineancă, copilul meu este născut la Donețk. Eu știu, așa cum ai spus mai devreme, războiul pentru mine a început în februarie 2014. Nu știu dacă e bine să o declar sau nu. Nu aveam de gând să mă întorc în România și gândurile mele erau să rămân în Ucraina. La Donețk, fotbalistul care a strâns peste 100 de meciuri în tricoul echipei naționale are mai multe proprietăți, printre care și o casă care a costat 2 milioane de euro. Acum, cred că o lună de zile, am primit un video de la un fost director sportiv al Shakhtyorului, în care în video respectiv îi se transmisese cum îi ardea casa. Casa în care locuia și care era de fapt la, cred că sunt sub 500 de metri față de casa în care locuiam eu. Și care este, sper eu, la momentul ăsta încă în picioare. De când această anexare ilegală a Donețkului și a celelalte orașe de acolo, mi-e și frică să întreb. Mi-e și frică să întreb și nici nu știu unde să întreb, ce să întreb, dacă sunt înainte, practic, erau în Ucraina, acum sau au fost în Ucraina până în 2014, după aceea a fost o proprietate sau erau proprietăți în așa zisă Republică Donețk și acum este parte a Rusiei. Totul este ilegal, este clar, dar mi-e și frică să întreb. Cred că e imposibil ca o proprietate să poată să fie vândută în timpul războiului. Că, în primul rând, nu mai vorbim de imposibilitatea de a intra în posesia ei, pentru că e vorba de acte și alte lucruri. De la începutul invaziei, fotbalistul care a petrecut 10 ani în tricoul celor de la Shakhtyor Donețk a ajutat mai mulți fotbaliști din Ucraina să ajungă în România. Unii dintre ei ar putea fi în circuitul național al Ucrainei și în 2030, când țara vecină vrea să găzduiască alături de Spania și Portugalia campionatul mondial. We will be engaged in a very big effort of reconstruction in the country. I have full confidence that we will win this war and will reestablish peace, stability and security